Bună ziua, bine v-am găsit, dragii noștri. Într-o zi în care la Ploiești incidența este 13,29, este cea mai mare de până acum. Suntem decimați, îmi spunea invitatul de astăzi la Observatorul Live, chiar primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici. Bună ziua! Bună ziua! Decimați grav în rândul personalului? Propriu spus decimați, că știm cu toți ce înseamnă lucrul ăsta. Avem foarte multe cazuri, foarte multe probleme. Sunt departamente întregi, sau mă rog, direcții întregi care au o problemă în sensul de a putea să lucreze. Și gândiți-vă că există zone care trebuie să lucreze, nu prea poți să lucrezi online sau, mă rog, de acasă, că nu mai efectiv cum. Categoric nu. Dar măsurile au fost luate de acum 3 săptămâni, totuși asta este situația, pentru că e un context general care, din nefericire, nu este deloc în regulă și vedeți că suntem la 13,6 și vorbeam cu oamenii din primărie. Dacă anul trecut eram aproape de 6-8 pe 1 decembrie și ne făceam griji, acum suntem aproape dublu sau dublu și avem probleme foarte mari. Dar bun, asta este problema legată de instituția pe care o conduc eu. Gândiți-vă că situația este similară în orice fel de instituție. Chiar în promovarea ediției speciale de astăzi chiar spuneam la câte probleme aveam, asta ne mai trebuie. Haideți să mergem către probleme. Un an de mandat. Aproape. Un prim an. Sincer, cum îl vedeți? Foarte greu. Față de așteptările pe care le-ați avut când ați candidat pentru a doua oară. Foarte greu și foarte greu pentru faptul că sunt niște lucruri pe care le știi din exterior, îți propui niște planuri, încerci să le pui în aplicare sau, mă rog, vorbești proieștinilor despre ele, dar găsești niște situații de foarte multe ori diferite. Așa cum am stabilit de la început, mă voi jeli, că n-am de ce. Ideea este că, ușor de asigur, am început să ne punem pe direcția care trebuie. Și că, mod sigur, după 4 ani de zile, ploieștenii nu vor regreta faptul că m-au votat. Este foarte important faptul că sunteți optimist. Spuneam că, din păcate, nu ne ajută nici contextul ăsta epidemiologic. Ne împiedică foarte multe. Suntem într-o stare jalnică. Haideți să o luăm punctual. Doamne. Din ceea ce ați găsit, ce v-a deranjat cel mai mult? Partea financiară. Cât de gravă este? Foarte gravă, pe care am reușit și reușim ușor, dar sigur, cu tot ce înseamnă echipă, și mă refer aici la City, la viceprimar și echipa de consilieri locali, da? Care evident au foarte mult suport, sau mă rog, trebuie să aibă foarte mult suport din partea executivului, să o ducem la capăt. Un an financiar extraordinar de greu, pe care m-am temut în momentul în care am realizat și am pregătit bugetul anul ăsta. Adică că și prin faptul că bugetul a fost adoptat foarte târziu, dată fiind situația, buget național, județean și restul, ne-a încurcat, pentru că ne-a încurcat la nivelul procedurilor de achiziții. Poți să dai comandă în momentul în care ai buget adoptat, nu poți să presupui ce se întâmplă. V-ar ajuta un PNR? Sigur, ne ajută orice fel de lucru, orice fel de investiții ne ajută. De ce vă întreb concret? Pentru că oamenilor, normal, le place și e necesar să audă concret ce se întâmplă. Aveți în vedere proiecte pe care să le finanțați prin PNR? Da. Ceva măreț pentru Ploiești, ceva notabil? Pentru că, numai puțin, două secunde să vă explic contextul. Oamenii când l-au votat din nou pe primarul Andrei Volosevici s-au gândit la realizările din primul mandat. Și mulți au spus, doamne, omul iese și fluierând, cu partid, fără partid. Chiar este fluierând pentru că în primul mandat a avut niște realizări notabile. Infrastructura arăta ok, începuseră niște proiecte care după aia unele au ajuns în stare jalnică, dar asta este, ceilalți primari se fac vinovați. Am avut stadionul Ilie Oană, un reper și așa mai departe. Normal că așteptările au fost mari comparativ cu primul mandat și cu dezastru din următoarele mandate care au venit după dumneavoastră. Da, bun, e vorba de spital, cred că nu există dubii aici. Pe care, atenție, intenționăm să-l facem prin PPP, parteneria public-privat, pentru că asta este realitatea momentului. Restul sunt niște discuții pe care nu are rost să le comentăm. Puteți să vorbim frumos la televizor, să le spunem frumos ploieștenilor ce și cum. Ne-am înscris pe Angel Salini. Infrastructura va fi refăcută, dar v-am spus, procedurile de achiziții sunt proceduri de achiziții, n-ai cum să le încalci nici 30 de secunde și atunci există niște termene, contestații și restul. Din primăvara anului următor vom începe și să lucrăm, când avem cum în iarnă. Da, foarte serios pe infrastructură, mai sunt și probleme acum că sunt, dar prioritatea zero, fără discuție, este Spitalul Municipal de Urgență. Ați menționat acest prim punct,
pe lista priorităților. Spuneți-mi unde, tot în spate la UPG? Da. La un moment dat am încercat să identificăm locul, am mers pe teren să vedem cam ce găsim acolo. Există vreun inconvenient în privința accesului? Nu. Și nu există pentru faptul că în primul rând se va deschide zona respectivă și către ieșire, făcându-se niște investiții în zona respectivă. Trebuie schimbat puzul, da? Noi lucrăm deja la puzul nostru pe ce înseamnă tema respectivă și a fost, haide să spunem, discuția mea legată de cele 15 hectare sau poziția mea legată de cele 15 hectare la județean în spate, ai și ieșirea spre Ghighiului, deci n-ai nici amintită probleme. Ieșirea spre Ghighiului chiar am trecut pe acolo, e una jalnică, adică ați avea, de făcut, ați avea de făcut niște investiții fabuloase acolo. Nu, ai avea de făcut strada. Da? Ziceți că se rezolvă doar cu atât? Păi, bine, zona e deprimantă, ea arată jalnic, asta e clar, în momentul de față. Este o zonă periferică în care nu s-a lucrat niciodată, pe care am fost obligat să o folosim, dat fiind faptul că nu am mai primit terenul de la Ministerul Armatei, Apărării. Faptul că zona acum nu este așezată bine pe infrastructură, considerați că nu e un impediment pentru ridicarea spitalului? Avem Ghighiului, da? Strada Ghighiului. O să avem o ieșire, pentru că este un dezvoltator care merge și o ieșire și un generator undeva aproape de piciorul podului, sau mă rog, de pod, rampa de la podul de la Tătărani, și mai avem și ieșirea cealaltă. Sunt trei ieșiri, nu este nici mai mică problemă. Perfect. Și bun, este logic să fie undeva spre marginea orașului. Mă tot gândesc, vorbim cu dumneavoastră acum, cum ar fi fost să avem aceste spitale de ani de zile, pentru că am avut posibilitatea și nu s-au făcut. Noi așteptăm și un nou spital județean. Mai avem... Nu pot comenta, da. Este proiectul județului, sigur m-aș bucura și dacă pot să ajut cu ceva, aș ajuta. Eu am avut o discuție legată de tema de proiectare, aș fi vrut să o văd și de suprafață. Mă rog, asta a fost decizia Consiliului Local, nu pot comenta. O punem în practică. Am înțeles că v-ați supărat la un moment dat. E vorba de vreo concurență? Aveți vreo supărare cu cei de la Consiliul Județean? Deci, mie mi se pare, spunând-o la live, că trebuie să fii idiot pe românește, dacă ai putea să te opui unor investiții legate de ceea ce înseamnă infrastructura sanitară. Deci n-am nici cea mai mică concurență. Eu îmi fac proiectul în care, atenție, aștept și suportul, de ce nu și financiar, al județului, pentru că trebuie să-l facem și aici. Și în momentul ăsta avem niște instituții sanitare, da? Niște unități sanitare diferite. Asta înseamnă, deci, că avem vreo concurență sau, repet, fraza clar, trebuie să fii idiot să nu vrei să investești în sănătate în momentul ăsta. Uitați ce trăim. Da, bine că am eliminat capitolul ăsta, posibilitatea de a avea o atitudine idiotă în raport cu abordarea asta sanitară. Real, nu cred că poate cineva să nu vină să facă, să nu acorde tot suportul în raportat la prerogativele pe care le are pentru a face infrastructură. Dar trebuie să ne acorda și nouă circunstanțe. La câte idioțenii am văzut, nu ne-ar mai surprinde nimic, așa că datoria noastră este să vă întrebăm. Am înțeles, asta este nasă. Da, din păcate experiența ne trimite în zona asta de a pune întrebări care, mă rog, e bine că primesc răspuns. Vom vedea mai departe ce se întâmplă. Asta e povestea cu spitalul. Cam când preconizați, pentru că proiecte sunt și ați văzut întrebările pe care sunt convins că le primiți și dumneavoastră sau ni le trimit oamenii nouă și ajung și la dumneavoastră, cam când preconizați că ăsta ar fi orizontul de așteptare, că acest spital va putea fi gata și funcționat? În mod sigur, la sfârșitul mandatului. Și știți că eu am mai auzit discuții de genul ăsta până în 2008-2012, că ai, lasă cu stadionul, că mai vedem de dacă se face sau nu. Corect. O să fim la finalul mandatului și atunci o să tragem linie să vedeți dacă e așa. Dar mi-amintesc că și atunci, primii doi ani, ați fost destul de înjurat până când au început să concretizeze. Este logic, pentru că te așezi un pic, găsești niște lucruri pe care nu le știi în campanie. V-am spus, partea financiară e una din ea. Da? Dar nu stăm să ne jerim, că nu e treaba noastră. Treaba noastră este să punem să facem lucruri. Și atunci vă spun, în următoarea perioadă noi strângem toate documentele, trimitem și prin Banca Mondială, probabil vom intra într-o ședință de Consiliu Local ca să luăm finanțare pentru studiile de fezabilitate, după care dăm drumul la procedură. Și o să-l facem pe parteneria public-privat. Evident, dacă CNI-ul se hotărăște între timp sau ne poate acorda susținere financiară, Doamne ajută! Cel de-al doilea capitol, curățenia în oraș, asta a fost tema sensibilă. Deocamdată nu s-a terminat, suntem într-o fază de interimat cu operatorul. Vom vedea. Acolo la noi e clar, ușor, dar sigur, noi facem curățenie pe CCP. Astăzi știți foarte clar care este situația. N-am înțeles atitudinea în anumite zone, nu vreau să o comentez, nu-i problema mea. Da. Și astăzi, de exemplu, am primit informare că s-a amânat din nou ședința ADI prin care se discute rezilierea contractului cu Rosar. Dar de ce o tot amână?
Ce informație? Nu știu lucrul ăsta. Eu v-am știți foarte clar că eu m-am retras din comitetul director. Eu am un vot și le mulțumesc și consilierilor locali pentru atitudinea imediată pe care au avut-o și reacția pe care au avut-o să dea împuternicirea să merg să voteze rezilier. În momentul în care mă vor chema și se va ține ședința și va fi procedural corectă, mă voi duce și voi vota clar și răspicat rezilierea contractului colosal. Cea mai bună dovadă este că noi deja am făcut-o pe ce puteam noi, adică la nivel de CCP și de zăpăzire în Ploiești. Știți că ne-a luat mult timp și nouă în media să le explicăm oamenilor că e vorba de două contracte. Da. Normal că în momentul în care vezi murdar pe stradă, te raportezi la primar, întrebi primar, dar de ce nu mi-a luat gunoiul de la poartă, dar de ce e murdar pe stradă? Și normal că oamenii se duceau către primărie. Cel mai mic dubiu că am fost cel mai jurat om din oraș în această perioadă, că oamenii au înțeles sau nu. Mai există și logica pe care, sau mă rog, încă suntem în logica dinainte de 89 pe care o au oamenii, și anume că primarul e un fel de tătucu, așa, el dă case, el ia case, el stinge contracte, el face contracte, nu e chiar așa. Sunt posibil proceduri posibil să, aveți, să aveți nevoie de mai multă comunicare cu oamenii în mod direct, nu? Poate departamentul de comunicare de la primărie să comunice mai mult și mai pe înțelesul tuturor. Comunicarea am, problema este, uite, așa arăta și noastră, mai este că nu se înțelege și că de fapt de drept cumva, de vreo 6 luni de zile, cu reacții pe care le-am avut imediat și în care am solicitat să fie măsuri, nu le-am luat. Păi, haideți să vă întreb altfel. Și vor fi două chestii punctuale. 1. Poliția locală, ce aflată în subordinea dumneavoastră, vă poate ajuta? Noi spunem că da, cititorii spun că da. Și mă ajută. Problema este că poliția locală... Ok. Și dacă vă doriți, vă pun la... dispoziție la redacție, nu știu, te-am încurajat de procese verbale de contravenții. Da? Ce fac cu ele? Adică finalitatea este să poți să le execute. Iar oamenii vor avea, vor ști, până rămânește de frică în contextul în care nu că le dai o hârtie și pe care sunt contravenienții și poți să pui în practică sancțiunea financiară. Am primit pentru o perioadă de timp câteva sancțiuni date de poliția locală. Posibilitatea de a monta și camere. Și tocmai am făcut-o, deci tocmai ați văzut că s-a votat în Consiliul Local okay. Asta și în zonele de conflict, pentru că sunt anumite zone de conflict din oraș, mă refer la tot ce înseamnă, nu știu, partea Malul Roșu, vezi și în Închiță și în Nord avem probleme, deci la rampele gospodărești vor fi montate camere, finalitatea e aceeași. Știți că avem montate camere pe dâmbă. Bun, și constatăm. Bun, și ne ducem și dăm amenzi. Și nu le plătim. Că dacă omul nu scoate din buzunar, este și motivul pentru care am solicitat la un moment dat prezența, și am întristat un pic că n-a fost și prezența domnilor parlamentari din PNL, dar prezența parlamentarului pentru modificare legislativă. Pentru că în acest context ai o reacție. Nu poți să-i ceri primarului, care de fapt răspunde de tot ce este în linia întâi, da? Dacă nu-i dai și mijloacele. Pentru că o altă problemă care a apărut, evident un exemplu ipotetic, dumneavoastră cărați gunoi la marginea orașului cu mașina. Eu nu pot să confisc utilajul, atelajul, cum se spune, utilajul, atelajul, că sunt mai multe definiții, da? Decât dacă am un reprezentant al gărzii de mediu. Ce până acum n-a făcut nicio activitate cu noi? Eu pot să-l opresc, să emit... proces verbal de amendă, deci să-i constat contravenția, dar la a doua zi face același lucru. Noi ne-am tot făcut speranțe cu garda de mediu și s-a ales praful de fiecare dată. Și noi ne-am tot făcut speranțe cu garda de mediu, numai că pare că nu sunt ok. În asta, pe de altă parte... E bine parte, că le confirmați că poate credeau unii că suntem rău intenționați. Ei crezând că, sau mă rog, realitatea este că sunt și puțini și că asta este discuția. Am avut discuția pentru că, gândiți-vă, trebuie să fie un complex întreg. Să știți că onor contravențiile legate de ceea ce înseamnă mizeria în oraș le poate constata și Poliția Națională, care într-adevăr mi-a explicat și mi-a explicat corect. Da? Avem o mașină pe secție noapte, una. Iar dacă sună unul la 112 că îl bate, sau o bate soțul, trebuie să duc acolo să fac o groază de hârtii. Deci două ore sunt acolo. Și având în vedere că abia puțin peste jumătate dintre ei sunt vaccinați, nu știu cum vor ieși la treabă, dar mă rog, asta e o altă discuție. Vom vedea, de asta se vor schimba foarte multe. Așteptăm să se întrunească la nivel central și să vedem ce decizii iau. Să nu vă mire dacă vom avea un nou lockdown. Revenim la problema gunoiului. A fost acea discuție la care ați asistat și dumneavoastră.
problema din jurul platformelor de colectare. Da. Mai întâi să vorbim concret despre platforme. Cu ceva timp în urmă îl întrebam pe directorul Rosal, neînțelegând ce se întâmplă. Pentru că dânsul spunea așa, domnule, eu respect programul, trec când am în grafic să ridic gunoiul, numai că platformele sunt subdimensionate. Și a zis, ok, și ce ați propus? La momentul respectiv mi-a spus, am propus să se mărească aceste platforme sau să se identifice alte zone unde ar putea fi făcute alte platforme care să preia acest surplus. E clar că producem mai mult gunoi. Foarte corect, producem mai mult gunoi. Întrebarea mea este totuși pe directorul de la Rosal, domnul Ieniță, dacă nu mă înșel, da. Aici. Va explica și de ce de mai mulți ani de zile sunt 600 de platforme de eurocontainere mai puțin decât contractul? Că cine știe, am avea o șansă în plus dacă s-ar pune alea corect în conformitate cu contractul făcut pe ADI de care au beneficiat ani de zile. Este foarte posibil și mult mai logic ca dumneavoastră să mergeți să puneți acolo pentru că aveți eurocontainer și nu lângă, că n-aveți unde. Și tot așa, discutați cu cititorii noastre, că sunt convins că aveți, da? Și o să vă explice, dispare eurocontainer. În loc de 4 avem acum 3, după care s-a mai spart una, nu punem, au luat-o, dar n-au adus nimic în loc. Nu e constatarea mea, este constatarea dispare, știți că unele se fură. Ce se fură? Se fură și eurocontainer, se fură absolut orice. 600? Nu știu, poate suntem mai abili ca ploieșteni. Bun, și dovedi. E problema că se fură? Așa este, nu este problema mea. Soluția, vă rog. Soluția este să le aducă și nu este nici măcar constatarea primăriei, ca să spun. Este evident că am un meci. Și am un meci legat de faptul că niciodată nu o să mă oblige cineva și niciodată nu o să oblig un funcționar să facă lucruri incorrect. Avem mult gunoi lângă rampe, care este gunoi menajer și care normal nu trebuie să fie ridicat până CCP. Pentru că atunci cetățeanul Claudiu Vasilescu îl plătește de două ori. O dată prin contractul de la, pe care îl are la bloc cu salubritatea și a doua oară prin faptul că eu îi dau indirect, tot din taxele și impozitele lui, CCP să le ridici. Avem 600 de euro containere mai puțin. Știți că am tot scris despre asta. Poftiți? Am tot scris despre asta. Da, eu știu că a scris, eu vă explic care, cum sunt lucrurile. Asta s-a forțat. Să nu încerce vreodată vreun operator, oricare ar fi el, cu tot respectul. Atenție, orice fel de contract care are primăria și este corect derulat, în următoarea secundă este plătit. Că a mai fost și poezia jenantă, că nu am finanțat noi corespunzători și de-aia nu ridică ei. Ei aveau 4 oameni într-o zi. 4 oameni, hocheiși pe tot oraș. Și ușor, dar sigur, și prin modalitatea pe care am comunicat, am făcut demonstrație că de fapt noi le dăm comenzi, da. Cui? Da? Am asistat este... timp de, să spunem, vreo 3 ani, cam de 3 ani e criza gunoiului, pentru că am prins vreo 2 ani și mandatul Dobre, dacă nu chiar mai mult. Da, așa țin minte, cam jumătate de mandat, de la jumătatea mandatului lui Adrian Dobre, au început problemele grave cu salubrizarea Ploieștiului. Vasilescu, haideți să fim... Mie îmi place să vorbesc, că eu n-am de ce să mă ascult. Pe asta și mizez. Logica este așa. Cam ce gândiți dumneavoastră dacă este o strategie a operatorului care are impresia că schimbă, face, ridică imagini, mișcă politic sau altceva. Te duci la stațiile de autobuz. Eu circul foarte mult, poate să-mi spună oricine orice. Te duci aici la stațiile de autobuz. Coșurile de gunoi stradale de la stațiile de autobuz anterior contractului provizoriu pe care avem erau full. Corect. 10 metri mai încolo sau 50 de metri mai încolo, 50 de metri mai încolo erau goale. Deci era evident că cineva le colectează și că era evident că cineva le lasă acolo. Și le lasă acolo în stațiile de autobuz, unde la ora 6 ploiește, nu pleacă la servicii, deci trebuia să vadă că e mizerie. Le ridicau pe la ora 9, până la 4 se umpleau, le lăsau când venea cetățeanul Claudiu Vasilescu, Andrei Volosevic, iar vedea acolo gunoi. Și era evident o anumită stare. Da. V-am făcut proba pe documente, că am dat comenzi, că au avut comenzi de 1.800.000, de 2 milioane, de 1.700.000 și că lucrau de 300.000 sau de 500.000. Atenție, nu că le tăiam noi. Care sunt demersurile făcute de municipalitate mai noi departe? Noi am ras contractul. Dumneavoastră susțineți că e vorba de un furt aici, nu? Nu, eu vă spun că nu vreau să merg în zona asta, că de fapt, ușor, dar sigur, lucrurile doresc a merge în zona respectivă. Nu o să fiu de acord. Mie îmi spune RASP o chestiune pe care nu o să o împiedic niciodată. Inspectorii RASP, dom'le, nu pot să dau bonuri ca să înceapă comanda de ridicat gunoi menajer, pentru că nu există eurocontainere, pentru că sunt mai puțin cu 600, ca să plătesc din nou indirect din banii ploieșteanului, pentru că operatorul nu le aduce, nu le-a adus. Dom'le, n-avem cum să le aducem, nu știu, dom'le, n-aduc 600.
aduc 100 prima oră sau 50 ca tapot, sunt într-o criză financiară și încă 50 și încă 100, s-a dus nici eu, bag în contră să iau. Am putea să discutăm până mâine dimineață pe tema gunoiului și până la urmă o temă de interes, poate cea mai importantă în Ploiești în ultimii ani, pentru că știți care e paradoxul? La un dat ne bucuram că, domne, se vor relua proiectele mari, o să vorbim despre proiecte, despre viziune și noi ne ocupăm de mizerie. Corect. Asta haideți nici nu ar fi trebuit să le discutăm. Haideți să vă spun iar un detaliu. L-am susținut într-o conferință de presă. Eu nu înțeleg, când am fost lockdown, martie, aprilie, mai, cine a facturat, cum s-a facturat, ce să... Deci, evident, oamenii nu sunt pe stradă sau sunt foarte puțini ca număr, da? 1.800.000 facturi pe CCP-uri? Poate aruncau pe geam. Suntem niște oameni serioși și știm despre ce e vorba. Da. Adică, hai să ne oprim din asta. Iar dacă cineva crede, în ciuda faptului că sunt înjurat, ce este normal, că lumea e nemulțumită și pentru că are, v-am explicat care este acțiunea. Lumea, nu știu, primarul trebuie să descurce. Gândiți-vă că veneau și cei de la Rosal, angajații Rosal, să-mi spună mie să le dea bani un angajat. Cum să fac asta? Că mai mult decât să mă interesez sau să fac o cerere la ITM sau restul, n-aveam cum. Dar dacă cineva crede că mă forțează, și o să ne lămurim când se va ține și ADI-ul ăsta și care va fi reacția, pentru că vă spun foarte clar, poziția clară a Ploieștiului, a mea și a Ploieștiului și prin consilier local este de resiliere. Da? Și să se țină o nouă achiziție, pentru că nici măcar nu o ținem noi, deci nu avem nici cel mai mic interes. Întrebarea care vine la pachet cu rezolvarea problemei, vor fi tarife mai mari? Este logic să fie tarife mai mari și o să vă spun de ce, pentru că am propus în consiliul local legat de asta. Este în momentul ăsta tarifarea pe ANRSC se face și raportat la salariul minim pe economie, care crește. Asta invocau și cei de la Rosaldone. Noi am rămas în continuare cu tarifele alea și nu facem față cheltuielilor. De asta am spus, a fost bine în toată această perioadă, pentru că i-am ascultat pe toți. Am publicat și punctele lor de vedere și ale dumneavoastră. Este bine ca oamenii să înțeleagă și fiecare să spună ce are de spus. Important este să și poată demonstra ce au spus. Ceea ce n-au demonstrat, pentru că dacă doriți, eu cred că noi suntem într-o relație apropiată cu tot ce înseamnă zona aceasta. La momentul respectiv la care am avut gust amar a fost că s-a dat un comunicat de presă și a fost rugămintea mea și lucrurile s-au reglat acum și vă mulțumesc foarte clar pentru chestiunea asta. Un comunicat de presă a Rosalului fără să trebuie primăria. Mă, dar cinstit, ei spun că nu le-a finanțat. Ia spune și voi care sunt comenzii, valoarea comenzilor. Pentru că v-am făcut demonstrație și vă făceam demonstrație de fiecare dată că noi dădeam comenzi la nivelul de a se face curat în oraș. Că ei nu erau în stare, ba mai mult ca detaliu. Repet, nu tăia RASP-ul în mod abuziv și de anul. Nu, erau facturile care veneau ei. Ultima factură pe 16 zile a fost de 130.000 de lei, dacă nu mă înșel. Raportările și ale lor erau de 4 oameni pe zi, la măturători, deci măturători. Am înțeles, deci insuficient. Ați prezentat date de genul ăsta, da, și în conferințele pe care, da, am vrut să fie foarte pe clar, care le-ați avut, cu mențiunea că nu suntem apropiați de zona asta, că e una destul de puturoasă. Suntem apropiați în măsura în care vrem să aflăm și de la dumneavoastră și de la, de la ceilalți care e situația reală. Eu sunt că dumneavoastră, acum am cer scuze, dumneavoastră sunteți genul de oameni care doriți să vă, să vă luați datele corecte. Da, asta încercăm. Uneori le obținem, alteori nu, alteori le aflăm prin mijloace specifice. Am înțeles. Că tot e la modă, dar important e că mai devreme sau mai târziu le aflăm. Sunt foarte multe întrebări care curg de la cei care le urmăresc. Evident că nu voi reuși să vi le adresez pe toate, dar vă promit că vi le trimit la primărie și sper că dumneavoastră dacă așa. Doriți să știți. Da, cu siguranță ajungem și la ele. Ajungem și la ele. Sunt oricum legate, sunt punctuale, dar fac referire la anumite zone din oraș, dar temele de discuție sunt aceleași. Okay. Locurile de parcare din Ploiești. Asta până să trecem la partea de infrastructură. Știți că multe chiar au fost suprimate de apariția gunoiului, care a parcat în multe astfel de locuri, plus amplasarea eurocontainerelor care s-a făcut pe locuri de parcare. Mai nou, cei cu dubele care blocau și câte două, trei, nu mai au voie. Da. A fost și în 2011 proiect de hotărâre și hotărâre, s-a aplicat în consecință. Evident că asta înseamnă mai multe locuri de parcare. Mi se pare normal să lucrez cu mașina, dar mi se pare normal să găsească formula firma să-și o parcheze acolo unde trebuie. Și atenție, nici măcar nu este. Este o chestiune pe care am pus-o în discuția. Eu am avut întâlniri cu asociațiile de locatari și ideea a venit și de la dânși.
Și anume o variantă de lucru în care Vasile Gheorghe Gigi să nu-și mai parcheze Duba de peste 3,5 tone în diverse zone și de fapt să ia două locuri de parcare, da? Este aceea de a da hotărârea pe care ați dat-o în 2011, s-a aplicat și a fost foarte bună. Asta s-a întâmplat. Mai puține autobuze, sau deloc autobuze parcate prin diverse zone, șoseaua vestului, de exemplu, acolo e plin, Malul Roșu, da? Mai puține dupe. Sigur, e un inconvenient, dar trebuie făcut în consecință. Sau, mă rog, tratat în consecință. Și este o propunere pe care am avut-o, care a fost supusă atenției Consiliului Local și a fost adoptată. Deci o vom pune în practică și o punem în plan. Îmi amintesc că îmi spuneați în campania electorală, un dat v-am întrebat apropo de povestea asta cu locurile de parcare, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primeam, și îmi spuneați, nu pot să ies chiar așa să împart amenzi în stânga și în dreapta cât timp nu fac locuri de parcare. Este foarte corect, este motivul pentru care studiile de fezabilitate sunt pregătite, începem să lucrăm din primăvara anului următor la parcări, dar problema este următoarea. Trebuie să înțelegem și noi, îmi place foarte mult, este un site de care evident n-am cum să vorbesc, în care ne mai sunt prezentate modurile mai puțin elegante sau, mă rog, ai parcat ca un bou, da. Da, v-am scutit eu de în care se parchează. Adică și asta este o chestiune. Marea problemă și din punctul meu de vedere marea discuție este legată de regulamentul de parcări, care de fapt creează posibilitatea să ți închiriezi locul de parcare. Tot în campania electorală am spus că țin foarte mult cont de opinia ploieștenilor care stau de vorbă. Tot la discuția de care vă vorbeam vis-a-vis de întâlnire cu asociația de locatari, președinții și administratorii din asociația de locatari, toți au spus să nu. Pentru că se creează niște probleme extraordinare. Și problemele extraordinare sunt că la un moment dat ai și tu dreptul ca proprietar al apartamentului din blocul X să spui mașina lângă tine, nu poți să urci în bloc sau în apartament. Vă dați seama că lucrul ăsta este la un moment dat împotriva, nu știu, unui beneficiu financiar al primăriei, pentru că un anumit abonament lunar sau anual, ori câte locuri de parcare pot fi, înseamnă un venit în plus. Înseamnă un venit în plus, dar pe de altă parte înseamnă și o încălcare a unui drept pe care e un soi de discriminare, da, față de cei care pentru poate nu-și mai permit. Gândiți-vă, sunt 30 de locuri, vin 40 de persoane, următorul pas, licitație. Sunt unii mai potenți financiar, sunt oameni care sunt la pensie, mai, care nu au această posibilitate. Ce fac, nu mai parchează? Întotdeauna am privit problemele astea pe toate părțile. Am dat dreptate și populației. E drept că avem mult mai multe mașini, ne plac mașinile, asta este. Ne și permitem, România este o țară care merge pe bună stare, da, de nu se știe precis. Stăm în apartament de e două perfect. Camere și avem Mercedes ultimul timp. E perfect, cunoaștem, da? Trecem peste. Deci sunt mai multe mașini. Astea, dacă se plătesc taxe și impozite pentru ele, oamenii au tot dreptul să le aibă în posesie. Foarte da? Corect. Doar că avem și un soi de nesimțire noi, să mergem să lăsăm mașina în buza școlii, în poarta școlii, că trebuie sau să ducem copilașul sau să o vedem de la bar, de la terasă, să vedem unde ne-am pus mașina. Și pe asta le cunoaștem. Și atunci am zis așa, soiul ăsta de nesimțire nu poate fi eradicat decât prin reacții. Da, iată, foarte corect. Super. Le avem, dacă vreți vă pun la dispoziție. Spuneți-mi atunci, de ce de ani de zile cei de la SGU, de la blocări, acționează doar în zona Winmart, prin spate, până la sindicate și pe Basarabilor? Adică mă gândesc că dacă ar avea un program periodic să meargă prin cartierele Ploieștiului și să mai pună la roți la câte unul care parchează și ocupă tot trotuarul de ne trezim că merge mămica cu căruciorul pe mijlocul drumului că n-are pe unde. Nu s-ar speria, nu mulți ar fi mai atenți. Da, este un punct de vedere. Pe de altă parte, ei merg în zona respectivă că nu au timpul necesar la câte mașini parchează incorrect și la câte mașini blochează, da? Care înseamnă automat venitul la SGU, în zona aia. Da, pe noi ne interesează mai puțin veniturile la SGU, ne interesează să știm cred că uite, vă interesează. Poate o dată, de două ori pe săptămână trec prin nord sau prin vest. Deci oamenii știu, pe la noi nu trece nimeni, deci o las cum îmi vine. Bun, asta este o discuție pe care putem să o purtăm. Sigur că este o propunere. Activitățile împreună cu poliția locală și cu ceea ce înseamnă trafic urban au fost făcute pentru că au fost făcute activități dimineața. Da, se poate bloca. Ideea este în felul următor. Există trei, maxim trei utilaje care ar putea să fie folosite. Dacă nu ați dorit să vă duceți, eu v-am blocat roata în nord și în vest și în sud, adică trebuie acționat un pic pe cartiere și doar atât. Corect. Pentru că dacă nu, va fi foarte întârziată posibilitatea de a debloca roata și dumneavoastră să mergeți la servici și să vă faceți treaba și să nu vă certe șeful
și să nu aveți alte probleme. Deci, logica este... găsesc întotdeauna, eu n-aș vrea să găsesc scuze, aș vrea să mă civilizez un pic. Lăsați-mi să vă explic. Vă rog. Discuția e în felul următor. Mai multe venituri, că spuneați că nu vă interesează venituri la SGU. Nu, ne interesează, pentru că mai multe venituri la SGU înseamnă posibilitatea de a cumpăra mai multe mașini. Și de a avea o reacție mult mai împrăștiată. Credeți-mă că oriunde ați merge în orașul ăsta faceți aceleași venituri. Ba chiar mai abitir. Noi încă așteptăm cu blocarea roților. Da, dar ar fi perfect. Oriunde ar merge. Mașini iau 5. Iau 5 mașini pentru că pot să iau din veniturile pe care le are SGU. Nu știu, tot așteptăm minunea asta. Ați văzut că am făcut campanii și cu mașinile samsarilor. Sigur, au dispărut, au reapărut, o să facem din nou și așa mai departe. Bine. Oamenii au tot dreptul. Adică ne-am săturat să vedem, vă dădeam exemplu mamelor cu copii sau oamenilor în vârstă care cu greu se pot asigura să meargă pe carosabil. Străzile destul de înguste. Viața lor este sau integritatea fizică permanent pusă în pericol. Și nu e normal să se întâmple asta. Ok. Deci așteptăm să vedem schimbări și în sensul. V-am explicat și care este logica. Încercăm prin veniturile pe care le majorăm să cumpărăm diverse utilitare care să ne folosească și în loc de 3 să avem 5 sau 6 cu care să putem să blocăm mai mult, să avem o reacție mult mai rapidă și mult mai împrăștiată. Vă întreb așa cât se poate de serios. Vă enervează comparațiile cu Oradea, cu Iașu? Cu... Nu. Nu? Nu. Vă stimulează? Unul mă stimulează, doi sunt niște lucruri distincte. E perfect. Oradea avea de 4 mandate primar care și-a dus o logică a mandatului. Eu sunt de un an după ce 2 n-am fost. Și atunci sunt lucruri diferite. După ce 2 mandate. După ce 2 mandate, da, pe asta. Da, da. Adică sunt lucruri distincte. Sigur că pui mult mai bine. Dacă ai un plan de bătaie și poți, prin valoarea electorală pe care o dovedești, să fii reales și să se întâmple niște lucruri, logic că le aranjezi și le pui ușor în practică. Ne înțelegeți frustrarea asta să-i privim pe ăștia ce au făcut foarte corect, în atâția ani? Este foarte corect. Dar pe de altă parte nu pot eu să am vreo reacție sau să mă mișc mai repede în contextul în care noi am avut corecție de 100%. Uite, ați întrebare concretă, ca să vă adresez câteva întrebări și de la cititori. Spune Liviu Pană, un cetățean din Ploiești, socrii mei locuiesc în blocul B2, mă rog, în spatele galeriilor comerciale și întreabă dacă scările dintre galerii și Omnia vor fi refăcute. Sigur că da, sunt pe proiect și dacă se uită dânsul în față spre bulevard, o să vadă că deja au venit bucățile de gresie și restul. De mâine începe să lucreze acolo. De mâine. Vom reface tot, partea de cec, partea de scări, zona spre... Casa Sindicatului, știu că există și întrebări vis-a-vis de scara de acolo, n-am reușit să ne înțelegem și există o problemă financiară la Casa Sindicatului, cei care dețin Casa Sindicatului, ca să refacem și scările. Eu sunt convins că nu o să repete faza cu vopsitul scărilor, ceva mai penibil de atât. Iertați-mă expresia publică, e frecție la picior de zonă, trebuie să refăcute de la A la Z. Dar tot ce înseamnă zona de cec, zona care ține de noi, partea unde este fântâna în față la fostul Altex cum era, toate vor fi refăcute și deja contractul este, dacă se uite dânsul și iese pe fereastră și are, mă rog, poate vedea către bulevard, va vedea că deja au început să se depoziteze. E o zonă mai riscantă decât copitul, doar că aici poți frânge gâtul lejer, da, înțelegem, da, că se va rezolva. Și într-adevăr am stat și în urma analizei pe care a făcut-o și e o chestie foarte simplă, pe acest contract, de fapt înțeleg că o variantă de lucru pe care am găsit-o, vom merge și la scările de la blocurile pe care le arătați, nu știu dacă dumneavoastră, sau în zona de vis-a-vis de primării. Deci tot ce înseamnă pietonarea de acolo se reface, pasajul subteran, ați văzut că se lucrează, se reface și va fi chiar foarte frumos, este investiție de, prin sponsorizare de aproape 200.000 de euro, dar va fi într-adevăr ceva zdravă făcut. Am lucrat în paralel și cu cei de la Windmark ca să reușim să refacem toată zona respectivă. Apropo de pasaje, în zona de sud, în bariera București, se sunt va întâmpla ceva? Sunt pe Anghel Salin. Sunt pe Anghel Salin. Dacă vin, banii le faceți? Sigur, da. În cât timp? Deci, cât estimați? Da, pentru că oamenii asta așteaptă. Ia uite că se vor face. Asta e întrebare capcană și o să vă spun de ce. Pentru că, de fapt, nu noi lucrăm. Dacă am putea de ieri să dăm drumul la anumite lucrări sau să... Am devenit ciocănitoare. Mă duc la fiecare lucrare și astăzi n-am să văd decât 2 metri, ba 3, ba 2, ba nu știu ce, ba. Nu e altă soluție, pentru că de fapt există un termen pe care l-ai emis până autorizație, o autorizație pe care nici măcar eu n-am emis-o și în care se poate lucra. Și de aici încolo începe joaca aia jenantă
Și anume, păi am avut niște lucrări pe care nu le-am prins sau neprevăzute și uite, s-a întâmplat acum, motiv pentru care ar trebui să mai mărim timpul de lucru, pentru că la chestiunea asta nu ne-am... Dar unde se găsesc ăștia la noi? Că m-am oprit în Alba Iulia la un moment dat, lângă un asemenea pasaj, am văzut că aveau și lift pentru persoane cu dizabilități. Da. Un lift de inox și sticlă, arăta excepțional, ce era mai mare dragul. Și am ajuns să ne minunăm, să ne oprim în mijlocul drumului de niște lucruri absolut normale. Bun, atunci o să vă răspund nimeni. Ați putea să... Sau sunt convins că sunteți de acord cu mine că în contextul în care am făcut o investiție acolo, probabil că eram din nou pe toată scena, nu știu, publică cu asta ne trebuia. Pentru că, de fapt, avem și această răutate. Da, asta ne trebuia. Ce se întâmplă? Acum nu stăm să ne potignim, să ne oprim în comentarii de genul ăsta. Credeți-ne că și noi avem destule. Credeți-mă că și eu nu mă potignesc în asta. Gândiți-vă că, în mod real, pe o chestiune care nu a depins de mine deloc, ba, mai mult am încercat să o rezolv în baza prerogativelor și în limita prerogativelor, sunt probabil unul cel mai înjurat om din oraș pe salubritate. Asta e realitate. Apropo de asta ne trebuia sau cu asta vă ocupați, la un moment dat ne ceartă lumea de ce scriem despre accidente. Inutil să mai spunem că e vorba de vieți omenești. Corect. Da? Să dăm explicații. Am ajuns să explicăm știri și informații, ceea ce face și dumneavoastră. Nu e rău deloc, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Zona de sud a Ploieștiului, aceeași barieră București, da. Separatoarele de sens bune, n-au mai fost accidente deosebit de grave, că au fost acolo câteva soldate cu decese, separatoarele foarte bune, doar că, din păcate, avem acea zonă, trecerea de pietoni, da? Din mijlocul bulevardului, da. Unde se produc mereu accidente, unele, din nou, foarte grave. Cu vătămări corporale sau chiar cu pierdere de vieți omenești. Și avem următoarea situație. Când vii dinspre sud, spre București, te poți asigura? Obligația pe care o uităm să încetinim la apropierea trecerii de pietoni, în apropierea ei, nu o respectăm. Dar nu ne gândim la cei care nu o respectă, pentru că ei suportă consecințele. Ne gândim la amărâții care vor să treacă, ei săraci, ce să facă? La un moment dat trebuie să pună piciorul și vine un besmetic care nu vede. Și de ce nu vede? Pentru că și șoferul vine cu scuza lui. Clar, n-ai nicio scuză. Dar există o parte de adevăr în asta. Ce facem cu aia care parchează tot timpul în zona interzisă? În zona unde nu ai voie până în trecerea de pietoni și nu te poți asigura, nu poți vedea. Putem să le ridicăm mașinile sau să le blocăm. Asta era întrebarea. Da. Am făcut prea mult ca să înțelegem. În mod sigur, probabil că tot dumneavoastră la redacție veți avea din partea lor tot felul de reacții legate de faptul că, nu știu, e un abuz sau mai știu. Dar lăsați-le să le avem, când le asumăm. Domnul Vasilescu, eu mi-asum ce fac. Eu n-am această problemă. Sunt convins. Ideea este că până la urmă trebuie să ajungem la ceea ce spuneam odată. Simțul și spiritul civic. Da, să știți că Oradea plătește, cred că, de două ori mai puțin salubritate sau, mă rog, bani, sumă pentru bani la salubritate decât noi. De ce? Pentru că nu aruncă. Sunt ceva mai civilizat și n-au de strâns. Nu ne place să spunem asta. Ok, haideți să nu o spunem. Avem următoarea problemă. Nu, eu nu mă referam la asta. Nu mi place să spun, să vorbim despre chestia asta. Avem următoarea problemă. Păi, nu ar situații. Cum să ajungă o canapea la stâlpul de la intrarea de la Dero Lever? Lăsând la o parte că evident că a fost spusă special ca să vadă lumea. Cum ar putea să ajungă? Mai avem imagini, David. Nu, stați un pic. E logic. Omul ia și o aruncă lângă bloc. A fost pandemie și a stat lumea acasă. Ce să facem? Și a dus, a plimbat canapeaua de la cele mai apropiate blocuri, sunt până la 500 de metri. Nu, au uzat-o bine în casă, au rupt-o și acum au scos-o în stradă. Am înțeles, dar scos-o în stradă are o logică. Dacă o scot în stradă lângă ghen, o pun lângă... Știți ce mi-au spus? Am întrebat câțiva care duceau ba fotoliu, ba canapeaua. Știți ce mi-au spus? Zice, noi am înțeles că asta cu obiectele voluminoase, cu materiale de construcție, trebuie să sună acolo. Ce-am sunat, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Sau, atenție, mi-au cerut niște milioane. Ce, păi, de bani am luat alta nouă și o dădeam pe asta la schimb. Deci cine le-a cerut și au sunat? Vreau să discutăm chestia asta. Este un serviciu public, poate fi asigurat într-un cadru civilizat, cu tarife civilizate, pentru că omul să știe, domnule, am sunat, mi-au luat niște zeci de lei, că a trecut cu mașina. Cred că nu sute. Una din, sau mă rog, o să încerc să-mi fac mai acolo pe niște lucruri. Și anume, probabil că va trebui să trimitem mai multe mail-uri, mai multe, nu știu, variante de lucru de informare. Dar toată lumea știe prin contract că de fapt există serviciul Rosal, care culmea să plâng,
care nu au mașină, chiar dacă sună oamenii, și nu au avut mașină ani, luni, de un an, știu eu, ca să te duci să suni așa cum eu am făcut. Să-mi ia canapeaua veche de la bloc și televizorul, și canapeaua veche și fotoliu, și să-l ducă. Este un tarif absolut nesemnificativ. Este pe tonă. Problema este că oamenii sună și nu există mașină care să facă lucrul ăsta. Eu am certat pe cineva și mi-a spus, ia sună tu și vezi când vin. Nu, aici n-am cum, trebuie să confirm ceea ce spuneți, că de asta am și ridicat pe sunați dumneavoastră, da? Oricare, și verificați în ce măsură în momentul ăsta operatorul de salubritate care are obligația să facă lucrul ăsta poate pune la dispoziție mașină. Încă timp. Pentru că există și asta. Dom'le, arunc material din construcții lângă bloc, pe care de fapt le plătește toată populația, unde dacă te duci să amendezi, nimeni nu vine să semneze pe procesul verbal că nu vrea să certe cu vecinul. Da? Dar le arunc pentru că am sunat, puțin probabil, sau unor puțin probabil, și nu au venit. Și asta este adevărat, nu vin. Ok. Pentru că n-au mașină, sunt într-un colaps financiar și, mă rog, asta nu este problema noastră plăiește, care ne plătim datoriile. Am și o întrebare care mă amuză un pic. Vă rog. Atât spun. Cartierul Mitica Apostol. Da, ieri am avut discuția cu ei, există și un grup de lucru. Acolo discuția este legată de... Eu nu-ți fac lucrurile electorale. S-au făcut asfaltare de 9 milioane de lei și n-au picat compactoarele pe acolo, pe canalizări și rest. Prima bucată, foarte clar, înseamnă infrastructură sub rutieră, canalizare, extindere apă, extindere gaz. Toate le-am aranjat de așa manieră încât să înceapă toate odată. Una din variantele de finanțare, pentru că real avem probleme financiare. Nu ca să nu se întâmple ce se întâmplă acum în Ploiești, unde rețelarii vin, sparg și uită să mai vină să... Pe lângă asta, nu. Discuția este așa, dacă s-a spart odată, apoi a spart să facă și gazul, și cel care face canalizarea și cel care face extinde rețeaua de apă. De ce suntem un pic în așteptare? Ieri am avut pe grupul pe care l-am creat de WhatsApp discuția, ieri, și o vom ține săptămânal. Pentru că în momentul ăsta, dumneavoastră cunoașteți că a început procedura legată de eventuala, în contextul în care Consiliul Local decide, prelungirea a contractului cu Apa Nova pe 10 ani de zile. Ceea ce înseamnă investiții de 36 de milioane, asta este discuția, investiții care se fac în infrastructura legată de extindere de apă, de canalizări, de racordare. Care cuprinde acest mitică, cartier mitic a primul va fi. Deci mi-am făcut un obiectiv. Spitalul este bun. Prioritar, al doilea este Stermiș și Mitica Post. Da? Iar toate aceste lucruri se fac pe finanțările în contextul în care se decide de către Consiliul Local că trebuie prelungit contract sau poate prelungi contract. Și este logic să-l facă așa. Este mult mai simplu. Ne-am pus de acord și cu District Gazul, care mai are niște lucrări de făcut și la acorduri acolo. Am intrat odată pentru doamna în spart, am făcut praf tot cartierul ăla o lună, două, trei, după care am turnat asfaltul. Da, să nu mai împice mașinile în rețeaua de canalizare. Să nu mai împice mașini, nu compactoare, și mașini mici, m-a sunat un prieten. Deci era în mijlocul străzii. Iar să mă duc să trântez niște asfalt acolo, electorat să spun, mamă, ce am făcut, este o prostie, nu o să o fac și mi-asum. Încă oricum nu vă mai crede nimeni și riscați să mâncați și bătaie. Nu, discuția nu e că nu mă crede, că dacă vă se vadă că se toarnă asfaltul, dar mai interesant este când, de exemplu, va trebui să facem ce trebuie să facem acolo unde s-a asfaltat, să spargem, nu o să refacem rețeaua de canalizare. Bani aruncați, bani aruncați. Da, da. Asta e. Deci electoral nu lucrez. Au fost bani aruncați, să spunem, pe șoseaua vestului din Ploiești, care încă era în garanție și noi tot făceam apeluri la fosta conducere a municipalității ploieștene. Nu au fost aruncați? Nu, pentru că o să vă spun de ce. Pentru că s-a executat garanția. Și banii care s-au dat acolo sunt bani care sunt din garanția lucrării. E simplu. Perfect. Deci nu e o chestiune. N-au vrut ei să facă. Te-am notificat o dată, de două ori, de trei ori în timp. Acest timp, dumneavoastră, se sesizați corect problemele de acolo, ferească Dumnezeu de un accident sau ceva, da? Și cu ce ați execut garanția și din banii tăi, practic, lucrez. Deci e foarte simplu. Am luat și partea mai ușor, n-am trecut la accidente, deși puteau fi provocate de halul în care ajunsese șoseaua vestului. Dar luăm în calcul acum și costurile pieselor auto. Tot ce înseamnă articulații, dacă mai adăugăm la asigurările din ziua de astăzi, deja ne sunt niște probleme. Bun. Începem să ne gândim serios la opțiunea trotinete. Apropo de trotinete și biciclete, că și asta e una dintre întrebările pe care, surprinzător, dar să știți că am întâlnit-o destul de des. Vom avea piste de biciclete sau va fi amenajată infrastructura astfel încât să se poată circula în siguranță? Acolo unde se poate încercăm și lucrul ăsta. Deci toate lucrurile din punctul meu de vedere se fac practic. Teoria pe hârtie, o poezie frumoasă. Vom încerca în următoarea perioadă,
prin Comisia de Circulație să facem, dau un exemplu, un sens unic pe poștei, să ne întoarcem pe Gheorghe Doja, care să fie pentru 2-3 săptămâni, să ne lămurim exact cum putem lucra acolo. Ne am lămurit și o vedea, pentru că merg, v-am spus, pe varianta practică și nu pe varianta teoria după hârtie. Deci da, acolo unde se pot amenaja vom face, vom încerca să dezvoltăm foarte mult parcurile și ca principiu chiar cred că trebuie dezvoltat foarte mult segmentul ăsta, pentru că mai trebuie să ne mai și mișcăm, stăm destul în fața calculatorului și uneori și obligat prin ceea ce se întâmplă în țară, în momentul ăsta cu pandemia. S-a discutat în momentul în care s-au refăcut marcajele rutiere, noi am insistat foarte mult pe subiectul ăsta pentru că erau absolut necesare pentru siguranța traficului, da? Și normal că imediat s-a pus problema de a punem căruța înaintea cailor. În sensul în care nu s-a refăcut infrastructura. Păi, oricum dura foarte mult și durează foarte mult. Dar spuneți-mi, operatorii, pe unde sparg? Și ați văzut că sunt o grămadă de gropi. E una chiar aproape de sediul nostru. Sper că nu treceți cu mașina cu pe acolo să vă rupeți. Aproape de inspectoratul școlar Prahova. În mijlocul drumului. Mai există inspector care să meargă pe teren, măcar pe arterele principale? Da, da. O să vă rog să-mi permite să vă prezint și logic. Vă rog frumos. Toate marcajele au garanție 6 luni. Era evident că în iarna asta nu avem cum să lucrăm la ce înseamnă infrastructura mare și restul. 1. 2. Și operatorii. Sigur, îi cenzurezi. Dar îi cenzurezi în contextul în care, bun, asta e stradă de investiții. Da, care da. Merge, bun. Care merge pe cele ajungem și acolo imediat. Bun. Se vor derula câteva imagini. Ideea este că nu poți să faci în un an de zile ce nu s-a întâmplat de vreo 6 ani, 1. 2. Nici nu stau să mă dau după Cireș, că nu este obligația mea să încerc să rezolv lucrurile astea. 3. Acolo unde sparg operatorii, nu ai ce să le faci dacă e avarii. Vă dau un exemplu, cât de să mi-a convenit că s-a spart Republicii de către VEO Energie. Nu, vorbeam doar despre timpul în care revin la locul faptei ca să astupe ceea ce fac, să refacă acolo sunt măsuri luate. Partea carosabilă. Ok. Eu v-am spus foarte clar care este. Adică este evident că va trebui să lucrăm în continuare. Numai că marcajele nu s-au făcut degeaba. Am luat și am marcat inițial exact zonele care nu urmau să intre în lucrările pe care știam că le putem efectua la sfârșitul ăsta de an. 6 luni de zile, dacă un puțin probabil să putem să lucrăm, marcajele oricum ies din garanție. Iar dacă este vorba de avarii ale unui operator, nu ai soluție. Bun, aia se întâmplă. Nu facem referire la asta. Haideți să vă dau un exemplu. Vă rog. Se va lucra pe Malul Roșu. Și complicat, se va lucra complicat că se sparge strada Malul Roșu pe bandă, acolo ești și troleu. Dar pe de altă parte, când vine cineva de la districat și spune această rețea este de 60 de ani, este posibil oricând să pice. Și noi avem banii de investiție acum, ne dați autorizație sau ne ducem cu banii în altă parte? Ce îi faci? Evident, ai lucra că trebuie să refacem și infrastructura subrutieră, care nu ne place, nu se vede, nu este evaluată corect sau cum doriți dumneavoastră, dar în același timp este obligatorie. Șoseaua Mihai Braf, un punct sensibil, o rușine pentru Ploiești de ani de zile. Scăpăm de liniile de tramvai scoase din uz de mult. Da. Le scăpăm, mai ales că avem nevoie pe teleajă. Că după cum știți, tot ce înseamnă liniile de tramvai sau, mă rog, dalele de acolo, care cântăresc 6 tone și ceva și înseamnă complicată situația, dar asta este. Este o chestiune pe care va trebui să o rezolvăm și să încercăm să le folosim din nefericire pentru modul în care s-a lucrat la teleajă. Am trecut și ieri pe acolo, la un moment dat mergeam către o filmare, către demolarea turnului și a trebuit să fiu foarte atent. În general evit zona. A fost momentul ăsta pe care l-avem în imagine acum, un moment tragic. N-acuză nimeni municipalitatea că respectivul, din nefericire, și-a pierdut viața sau că a traversat neatent. Dar sunt pericolele astea pe care le-am vrea eliminate, am vrea să dispar. Se poate întâmpla un accident, Doamne ferește. Un om din oraș și cu experiență administrativă. Considerați că puteam într-un an de zile să rezolv. Nu, dar n-a spus nimeni. Ați sesizat cumva din abordarea pe care am avut-o că vă reproces? În primul rând nu-mi permit să fac lucrul ăsta. Fiecare reacționează. Evident că vă permite și puteți să o faceți. Discuția este că nu ai fizic și financiar cum să faci. Credeți că mie îmi convine că la un moment dat oamenii au anumite reacții corecte pe ce trăiesc? Titanului la fel, s-a făcut praf și pulbere, este făcut ultima oară în 2010, da? Deci în 2010 mai sunt lucruri din cartiere pe care trebuie să le facem. Pe de altă parte, în schimb, nu putem să nu spunem că circulăm pe drumurile făcute între 2008 și 2012. Tot alea criticate că nu au material bun. Ba da, ia că au. Sunt situații pe care trebuie să le refacem, dar trebuie să o iei dintr-un capăt și să ajungi în altul sau să faci niște lucruri și raportate la un buget care
Mă rog, nici n-am să discutăm. Ca singur, vom relua această discuție, eu sper să mai veniți, nu? Gândiți-vă ce, bineînțeles, ca singur detaliu, gândiți-vă așa, vă dau 10 milioane pe minus în bugetul anul ăsta, adică 100 de miliarde. Și ele sunt următoarele. Corecție financiară de 5,5 milioane pe un proiect pe fonduri europene care s-au lăudat când au leșinat pe la administrația de la ora 18, cum spuneam. Și autobuzele cu care sigur ne-am lăudat, ne-am dus, ne-am pus, ne-am făcut, ne-am plimbat cu ele, dar mai aveam de plătit doar vreo 3,8 sau 3,6, 3,8 milioane. Deci v-am spus 10 dintr-un loc. Doar atât? Atât. Uh-huh. Azi ne lămurim. Vor continua astfel de proiecte, de exemplu, programul ăsta să spunem, ar trebui să existe un program de rentabilizare pentru societățile din subordinea municipalității. Corect. Societăți care produc niște găuri negre pentru bugetul local. Vorbim despre TCE, despre SGU. Există varianta rentabilizării? Există varianta în care bugetul lor să nu se ducă mai mult pe salarii și mai puțin pentru partea practică pentru ploieșteni? La SGU lucrurile sunt foarte clare. Eu sunt supărat și au fost niște discuții pe acolo. Corecte, față în față cu toată lumea și niște modificări. Pentru că gândiți-vă, când discut, eu nu discut doar cu directorii. Omul care lucrează spune exact care e problema lui. Atunci am chemat și tehnicul și, mă rog, cei de la Spații Verzi și s-au uitat de faptul că nu mai au utilaj. E adevărat, utilajele au ultimele cumpărate pe timpul lui Dan Ioniță, deci tot 2008-2012. Ok, ce e de făcut? Păi trebuie să achiziționăm. Perfect. Cum? Păi sursa financiară poate să fie capitalul social. Perfect, intrăm în Consiliul Local, îl aprobăm. L-am aprobat, s-a prevăzut bugetul și încă nu le avea. Deci, din punctul meu de vedere, prima rentabilizare trebuie să fie făcută pe ce înseamnă pregătirea și dorința de a face treaba oamenilor. Acum, două dintre ele, îmi spuneți de SGU, două din activități sunt absolut profitabile și sunt autofinanțate. Mă refer la ceea ce înseamnă partea de parcări și spațiile verzi. Haideți să vă dau o întrebare, Motam. Domnul primar nu poate să găsească niște băieți mai tineri, așa cum este dânsul și mai puși pe treabă și nu toate, am zis că o reproduc Motamo, toate hoiturile politice care se tot plimbă prin administrație de colo-col? Sigur, da, și asta este și logica. Gândiți-vă că le facem organigrama, atenție, în cadrul legal, o să vedem cine ia concursul, dar mai e și vorba aia, cine nu are un bătrân... Nu e chiar ok să și-l cumpere. N-a spus nimeni că trebuie să dispară bătrânii. Ei au rolul lor, experiența lor. Dar nu știu, poate că așa alegeam și noi un primar foarte bătrân la primăria municipiului Ploiești, pentru că dacă ăsta e un criteriu, e drept că știm cazuri care au ajuns unii la vârste respectabile și n-au făcut nimic în viață. Sau din contră, au făcut numai tâmpeni. Eu nu pot să comentez vis-a-vis de ce vârsta nu este neapărat. Eu vă spun doar că niște lucruri pot fi puse pe picioare și cu dorință, dar din... Nu din nefericire, pentru că mi-am ales să fac lucrul ăsta, nu stau să plâng. Da? Nici că pot fi jurat și sunt jurat pe anumite lucruri. Dar voi demonstra că lucrurile sunt așa cum și că nu am trădat încrederea ploieștenilor. Dar în același timp am ajuns la această instituție a ciocănitorii. Și ați făcut lucrul ăla și ați făcut lucrul ăla și v-ați dus aia și ați reparat. Ok, dar asta ne lipsea. Asta ne doream până la urmă. Să fie un primar sau mai mulți. Noi ne-am dorit să fie și directori din direcțiile primăriei, la fel de ciocănitori. Ușor, dar sigur au început să fie și ei, dar v-am spus până în prim modul, durează ceva. Iar real, noi am intrat în modul ăsta ceva mai devreme, numai că mai există și problema financiară și v-am dat un exemplu de minus 10 milioane. Așa, ca să... o altă întrebare, că eu tot văzut cu dispersoare sau nu știu ceva, de genul, cum se numesc, se mai face dezinsecție prin Ploiești în perioada asta? Da. Da? Este obligatorie. Este în conformitate cu ce a dat Institutul Cantacuzino, se face pe țânțari și vom intra cu proiect de hotărâre prin care începem să facem niște acase, deoarece ce făceam era cooperativa Munca în Zadar. Blocurile, bun, unde e zonă de cartier de blocuri, mergea cât de cât ținea acolo. Dar în momentul în care ai blocuri lângă case, ne făcându-se la case, tehnic, larvele erau și acolo. Și atunci vom da pe sistemul Cluj, că tot ne uităm la alții și de ce nu învățăm, nu avem nicio problemă în sensul ăsta, și 25 de metri în zona de casă. Și atunci cu adevărat vom avea ce trebuie să avem și cu efectul scontat. Dacă nu, cheltuim bani. Ne-am propus o jumătate de oră, am stat aproape o oră. Sper că nu v-ați supărat și Doamne că vom ferește. Continua. Termoficarea în Ploiești, facturi la iarnă,
Ce trebuie să știe ploieștenii? Mă uitam, cei de la București erau speriați. Posibil că un apartament acolo să ajungă să plătească doar încălzirea, întreținerea, pentru un apartament undeva făcuseră un calcul în jur de 1500-1600 de lei pe lună. Este devastator. Adică nu are cum să se întâmple așa ceva. Da, să știți că am făcut și niște... Bun, ca să o luăm clar. Aceeași sumă facturată pentru ploieșteni în sezonul ăsta de iarnă. Punct clar, răspicat. Și cu asta basta, în ciuda, mă rog, răutăților unor din anumite conferințe de presă. Nu există vreun impediment legal să nu putem să o acordăm. O acordăm cât a plătit Claudiu Vasilescu anul trecut la bloc, cât i s-a facturat, atât i se facturează și acum. Și cu cei de la casă ce facem? Că aici apare, aici apare discuția asta despre discriminare. Ați întrebat la subvenții. Da. Haideți să o rămân. Nu, eu v-am întrebat ce ține de dumneavoastră, normal, le discutăm punctual. La subvenții, păi, la un moment dat, acum făcând paranteză, dacă vă aduceți aminte, când eram în Senat, am făcut o propunere prin care să subvenționăm, de fapt, gazul, care înseamnă automat sursa, da, combustibilul și pentru încălzirea termoficată, da, și pentru cei oameni de la casă. O măsură absolut corectă care făcea să dispară discriminarea. Corect, pentru că din taxe și impozite. Și ce s-a întâmplat cu... Nu s-a întâmplat nimic, a rămas înțeles. Așa și n-a fost votată. Și sau mă rog, nici măcar nu... S-a mai discutat măcar. Dar revenind, plătim aceea sumă ca anul trecut. Va fi probabil un efort financiar un pic mai mare al primăriei Ploiești, dar care va fi, va avea reflexie pe bugetul anului următor. Nu-l împovărează? Sigur nu împovărează. Tocmai de aia în conferința de presă am mers și eu pe varianta discutată oarecum între noi primarii de municipii, reședință de județ și anume cea, sunt niște propuneri pe care le susținem cu micșorarea TVA-ului pentru combustibil de la 19% la 5% combustibil folosit în sensul ăsta și varianta legată de certificate verzi. Da, important este că nu vom avea probleme în acest sezon, deși foarte multe zone ale țării există. Mai speriat, recunosc, sunt eu vis-a-vis de, haide să spunem, un patinaj al Consiliului Județean cu întârzierea emiterii caietului de sarcini, care să fie trecute prin ședința de Consiliul Județean și prin ședința de Consiliul Local, să dăm drumul odată la licitație. Pentru că pe 15 mai 2022 nu mai avem operator și nu mai putem prelungi contract. Noi vom întreba ce e cu patinajul ăsta. Spun, bun, am promisiunea, putem de la, să, da, oferim un răspuns public de la domnul președinte că la sfârșitul ăsta de lună vom putea discuta în ședința de Consiliu Local, o fac instantaneu, în ședința de Consiliu Local despre caietul de sarcini și tot ce înseamnă lucrul ăsta. Pentru că eu, asta este frica mea. Și pe viitor, nu chiar foarte îndepărtat, urmăresc cu atenție și îngrijorare în ce măsură vom reuși și ca anul următor să putem să acordăm subvenție. Și asta este o chestiune, o decizie a Guvernului și a Parlamentului, sau poate să fie a Guvernului sau a Parlamentului, prin care să se mai amână transpunerea în legislația din România a directivei europene vis-a-vis de imposibilitatea de a acorda subvenții. Aia mă îngrijorează. Dar mai amână nu în funcție de necesități, că se poate. Doamne ajută. Când s-a dorit, s-a putut. Pentru că nu ai cum într-o țară cu asemenea venituri, în care vorbim de un minim pe economie jenant, să nu-ți ajungă minimul pe economie să plătești doar factura pentru încălzirea unui apartament. Eu aștept cu nerăbdare pentru că a scris... Credeți-mă că am această emoție. Asta dacă nu vor să trezească cu lumea în stradă și cu dinții înfipți în gât. Dar, apropo de patinoari, că ți-am amintit la un moment dat de patinoari, vin sărbătorile de iarnă, știți cum e, dacă avem luminițe, de ce avem, dacă nu avem, de ce nu avem. Eu aș vrea să avem. M-am săturat de atâta gri, de atâta... Nu contează, un mic efort. Știu că avem luminițe, dar trebuie să le spuneți. Cred că și anul trecut orașul a arătat un pic diferit și încercăm, am și suportul unei doamne consilier local pe lângă ceilalți, care chiar se implică foarte mult și lucrurile le face cu bun gust și anul ăsta sunt convins că lumea va ieși cu plăcere să vadă luminițele din oraș. Ați avut și cu asta voi încheia, am vrut să termin cu luminițele, că așa e frumos, însă sunt foarte mulți care întreabă, nu sunt racordați la canalizare, ați avut un proiect în primul mandat, se mergea cel puțin pe străzile astea dinspre zona Mihai Bravo, dinspre Maternitate, spre Democrație, i-ați ajuns destul de aproape. Ce înseamnă zona de spate Ghighiului și parte de Rupota? Ce se mai întâmplă cu asta proiectele? Asta v-am explicat în contextul în care discuția va fi maxim 30 de zile pe prelungirea contractului cu APA Nova, în cele 36 de milioane de euro care vor fi investite,
Atenție, ca obligație investită în infrastructură, că eu am avut o problemă cu modul în care a fost făcut contractul anterior, deci nu în utilaje, în pregătire. Asta este problema. E problema lor să-și o facă din profit? Da, exact. Toate astea vor fi suportate financiar și lucrate de APA Nova prin obligația contractuală pe care o au. Ar fi minunat. Îmi doresc să termin lucrurile astea odată pentru totdeauna. Am avea și noi un oraș civilizat, măcar din punctul ăsta de vedere. Domnule primar, ce să vă spun? Multă sănătate. Mulțumesc. E cea mai bună orare pentru toată lumea în momentul ăsta. Da. Sănătate, că de restul se cumpără, se aprobă în Consiliul Local, nu știu, găsim noi variante de finanțare. Știți că am avut sănătatea. Local. Și nu pentru că sunt, mă rog, un număr foarte mare de consilieri PNL, ci pentru faptul că lucrăm. Nu facem declarații politice. Sau, mă rog, puțin mai fac, dar totul se lucrează. Se mai face și politică, e normal să facă, dar ne-am săturat de politică, nu mai vrem politică, vrem un oraș civilizat și atât, de politică suntem sătui. Hai să încercăm să-l facem cu tot și o să reușim. Dumneavoastră așteptați măsuri de la guvern, apropo de ce spuneați mai devreme, noi așteptăm să avem un guvern, că nici de la n-avem, suntem vai de steaua noastră, vom vedea astăzi. Deocamdată, miros așa un lockdown. Vă doresc încă o dată sănătate și să ne revedem în curând cu bine. Vă tot mulțumesc aici, foarte să mult pentru invitație, oricând cu drag voi onora invitațiile noastre. Iar întrebările, să știți că vi le trimit să le vedeți personal, sunt foarte multe. Cred că sute au curs. Cu scuze. La revedere. Zi bună.